Este doliu în Franța după ce un cunoscut om politic a trecut la cele sfinte. Cei care l-au cunoscut spun că acesta și-a lăsat amprenta asupra istoriei. Roland Dumas a murit miercuri la vârsta de 101 ani. Acesta a fost într-adevăr una dintre figurile politice de seamă ale Franței în perioada postbelică. Acesta a avut o carieră lungă și influentă, începând cu funcția de ministru de externe în timpul președinției lui François Mitterrand. În calitate de diplomat, a fost una dintre figurile cheie în politica externă a Franței în anii 1980 și începutul anilor 1990, fiind fiul unui eru al rezistenței franceze, care a fost ucis de gestapo în timpul celui de-al doilea război mondial. Dumas a avut o legătură profundă cu istoria și valorile Franței în lupta împotriva ocupației naziste. Ulterior, Roland Dumas a deținut funcția de președinte al Consiliului Constituțional al Franței, consolidându-și reputația și influența în domeniul juridic și constituțional. Moartea sa în 2024 reprezintă o pierdere semnificativă pentru peisajul politic și cultural al Franței, marcând sfârșitul unei epoci pentru mulți care au apreciat contribuțiile sale remarcabile în slujba țării sale.